Ceau, îmi place să mănânc aici. De aici mă mut, aici de la Lili's Apartments. Mai am 2 zile de stat aici în Hurghada și după aia mă duc către Budapesta și către casă. Și ultimele 2 zile de aici o să stau la hotelul ăla de 5 stele Swiss Inn, unde am filmat all inclusive. Eu am avionul la 8 seara, 8:30. Ei au check-out-ul la ora 1 și am scanat. Hai să aleg un hotel care are check-out-ul cât mai târziu. Bine, hai că mă duc către ei, dar mă duc înainte să-mi iau apă sau ceva. Ui, de fapt, hai că merem și la McDonald's în clipul ăsta, deci. E scump aici, am în Hurghada, o să vă explic care e faza. Sau care cred eu că e faza. Exact. Come big. Big, small. I know. What's your name, you? Ionuț. Ha? Ionuț. Abaixa. What are you looking for now? I'm not looking for anything. What? I'm not looking for anything. Like SIM card, internet? No, I have everything. Like shopping? What? Like shopping? Yeah, I have. I have shopping here for me. No. I don't need shopping. What do you looking? Nothing. Like everything? Give me €1 for me, sorry. What? Give me €1 for me. No, no, I don't have euro on me. Why no? I don't have euro. Ați văzut metro la unde am fost? E apa ieftină, 5 lire. Așa ar trebui de fapt să fie peste tot. Mana, ei ți-o vând la ABC-urile lor și cu 10 lire, deci nu. Hai că iau de aici ne un taxi și apoi vedem. Over. Am fost și am mi-a luat altă cameră. Asta nu e cu all inclusiv. 2109008. Deci mi-am luat o cameră cu pat dublu. Hai să vedem dacă mi-a dat pat dublu. Da, mă, e pat dublu. Deci la 5 stele. Oricum ați văzut cum arăta cazarea cealaltă. Stai, trebuie să bun, cred că trebuie să bane cineva că s-a prins aici. Despre deosebire de cealaltă cazare, nu știu care e diferența. Cred că e la fel de mare. N-am avut canapea acolo și am plătit mai mult. Eram la all inclusive. Nu mai e la căsuțele alea, sunt aici în centru, cum ar veni. Na bune. Uite, frigii pe aici. Deci nu-i de vinit pe aici în februarie, poate martie, aprilie, atunci e mai ok. În februarie e frig, 20-25 de grade, cam pe acolo, nu poți face nimic. Bine atunci. Eu am plătit pe camera aici vreo 40 și ceva de euro pe noapte. No, azi mă duc la KFC, deci nu mă duc prima oară la Mac. Mă duc la KFC și mâine mă duce la Mac. No, deci merem la Senzo Mall. Tot acolo, am mai fost, cred că o dată v-am mai arătat. Bă, e cam noros aici, vedeți? Deci ca ploaia, dar aici nu cred că ploaie deloc, sau nu știu. Bă, nu știu de ce se duc așa de încet peste pietrele astea, știu, gen zona asta unde nu e asfalt. Ne. Hello, Uber? No, am ajuns. Eu cum ar veni în spatele mall-ului, nu știu. Numai pe aici este intrare, că tot aici am adoptat. Sau poate aici pune Uber-ul, n-am idee. Partea din față e pe partea altă. No, știți care e faza? Aici McDonald's-ul e scump de numai. Adică aseară am mâncat de acolo în centru Hurghadei 2 cheeseburgeri simpli și o costa 6 lei fiecare. Deci în total 47 de lire, aia ar veni vreo 13 lei, ambii cheeseburgeri. Hai că mă duc la KFC și vedem. Și mi s-a părut super scump, adică e mai scump decât la noi. Dar o să văd mâine aici cât a fi. Hello. Not spicy. How many is inside? 2 pieces meal. You want a drink? Pepsi and one booster. Booster? Booster, yeah. Spicy? No, no, not spicy. Only sandwich, yeah? Yeah, yeah. 120. Here. Okay, 120. No, bine, fiți atenți, deci mi-au pus twister în loc de booster și eu am cerut booster. Cred că nu m-au înțeles. Mi-am luat meniu nepicant, mediu, twister, o costat vreo 33 de lei tot. No, bine, hai să băgăm. Deci acum vedeți, aici au Pepsi acolo. Hai să vedem twisterul ăsta, e nepicant sau ce? Ne primiți gratis cu 2 ketchup-uri. No, asta e twister de la nepicant. No, bine, mă, fiți atenți că am fost și la magazin, aici mi-am luat alune de macadamia, bă, scumpe de numai, de las că vi le arată acasă. No, ce să zic, la KFC a fost ok, cam ca la noi, nu știu, poate e un pic mai ieftin ca la noi aici, dar nu mi se pare cu mult, asta e faza. Mă duce mâine atunci la McDonald's să văd dacă aici, la marginea orașului, la mall-ul ăsta, e mai ieftin decât acolo în centru. Deci acolo am plătit 47 de lire, 2 cheeseburger, destul de scump. Ma bine, hai că mă duc către casă, iau taxiul și vă arăt și alunele alea ce mi-am luat. Ia fiți atenți. Macadamia, mi-am luat numai puține. Deci ambele le-am luat 50 de lire, 50 de lire și vedeți cât de multe mi-au pus aici, că sunt mai ieftine. Și astea sunt cumpere, astea sunt vreo 20 de lei, 100 de grame. Eu nu cred că am mai mâncat de astea de macadamia, numai am auzit de ele. Și astea sunt alune de alea raw hazelnut. Mi-am mai luat și un juice de ăsta la 30 de lire, 7 lei, cam pe acolo. Bă, deci ăsta mi-a dat de vreo 12 lei, un pumn numai. Bă, da, scump pe rău. Ne, atâtea. Un pumnuț, hai să vedem cum sunt. Bă, parcă sunt bombone. Dar n-au un gust anume. Le mânci pe astea, au gust. Astea n-au gust puternic. E așa destul de slab. Mă, zbunie, nu zic. Interesant. Bă, musca asta. No, bine. No, bine, e o nouă zi și azi hai că merem la McDonald's. Hai să începem. Mă duc tot acolo la Senzo Mall. Fiindcă mă chem că dacă mă duc în centru plătesc mai mult. Dar nu știu cât o-i plătiți și la Senzo Mall. Vom vedea. Hai că am comandat și Uber-ul. Nu știu ce mașini sunt astea chinezării. Hello, Uber, yeah? Yes. Ok. No, am ajuns. Hai să vedem McDonald's aici cât de scump e. Hello, one double cheeseburger menu. Drink? Yeah, Pepsi or cola. Big menu, the biggest you have, and one cheeseburger. And one mayo sauce. Mayonnaise sauce? Yeah, yeah. No small? Like this? How much is it? Ah, okay. Thank you. Okay. frate, fiți atenți. Ui, deci am cerut un meniu mare, mani. Cât mi-au pus aici? Cred că un litru. Cred că un litru. Deci asta nu-i de jumătate de litru, asta îi de... O să mă uit pe net și o să văd. Și cartofi ăștia sunt mult mai mari decât ce avem noi în țară. Pe tot ce vedeți aici am plătit 32 de lei. Cam pe acolo. Și da, cheeseburgerul e scump, adică e vreo 6 lei. 24 de lire aproape. Cheeseburgerul, în schimb, meniul nu e așa de scump, adică nu știu dacă ar fi mai scump la noi în țară sau nu. Adică un meniu dublu cheeseburger, un cheeseburger pe lângă și un sos de maioneză. Băi, e bun col asta, vai. Bă, scapă seama. Chiar ești curios cât costă un meniu exact la fel la noi în țară. Hai să vedem. Bă, la noi cheeseburgerul e 4,90 lei, aici e 6,30 lei. Total ar fi 29,40. Deci exact ce mi-am luat aici. Numai că noi nu avem meniu de ăsta extra mare. Adică noi avem cola la maxim 500 de mililitri. Asta e aproape un litru, cred. Dar e mai ieftin la noi. Și e și mai bun, adică burgerul ăsta, de exemplu, nu știu, și chifla e crăpată, nu? Are albă. Maioneza nu e bună de nimic. Hai că pun ketchup. Băi, nașpa, rău. Nu-și mai e mine să-i mulți. Aici peste tot îți dau ketchup-uri gratis. Parcă tot e mai dulce decât la noi, nu știu cum să zic. Și hamburgerul nu are niciun gust. Cartofii are, nu se compară. Sosul, nașpa. Na, deci ce să zic, dublu cheeseburgerul nu l-aș mai comanda, sosul de maioneză nu, cheeseburgerul, hai să zicem că mereu de aici, chiflele sunt diferite, au alt gust, nu știu, așa mi se pare. Parcă-s mai seci, mai nu știu, poate și un pic mai dulci, dar nu-mi dau seama, nu pot zice exact, iar cola e chiar ok. Na, mă duc după aia și aici la mall să mă iau alune de alea de macadamia, mai bag cheeseburgerul ăsta și mă duc. Da, am ajuns. Mi-am luat două feluri de macadamia. Asta e raw macadamia, adică de alea ca și ieri, proaspete, nu știu cum să zic, culese din copaci sau din ele culeje. Și asta e roasted macadamia, adică cred că sprăjite cu sare din alea. Bă, ieri mi-au plăcut astea macadamia. Prima dată când le-am gustat, cred că am băut înainte suc de portocale și nu prea am simțit gustul. Dar după aia le-am băgat tăci în sarea aia. Posibil că la alte magazine sau pe stradă le găsiți și mai ieftin. Pe astea am dat 25-30 de lei și pe astea tot la fel. Deci, mă, McDonald's aici mi se pare mai scump ca la noi, mai prost ca la noi. Eu unul n-aș mai mânca la McDonald's, nu mi se pare interesant deloc. E posibil ca în orașe de genul Cairo McDonald's să fie mai ieftin, dar aici, din cauza că e stațiune, e mai scump. No, asta e cu sare și cu nu știu ce. Oh, ce bun e așa. Și că îți reduc colesterolul, de-aia mi-am luat așa de multe. No. No, păi cam atât pe ziua de astăzi. Mâine am și zborul, dar până atunci, până la 8-9 seara, mă mai duc poate să mănânc undeva. Bă, fiți atenți că o veni seara și mi-am luat un kil. Dacă și hai că le mâncam. Deci aici le puteți mânca cel mai bine în baie, după cum v-am zis. Bă, în fiecare seară cred că am mâncat un kil de căpșuni de când este aici. Aproape în fiecare seară. În unele seri și 2 kg. Asta e sărcat. Ne. Dar m-am balonat azi, cred că de la alunerea alea, așa umflat am fost și încă soleaca. Poate mai am eu un kil de banane. De căpșuni, auzi. Mâine mi-am luat late checkout, adică o să stau 3 ore peste ora de checkout. Am dat $10 pe oră, $30 și îți dau și mâncare. No, bine atunci, hai că ne auzim mâine. No, bun, azi mă duc de aici și până la urmă am zis că mănânc aici la hotel. Și hai că mă duc aici să vedem ce îmi dau ăștia gratis. No, am ajuns, deci e exact la fel. Tot all inclusiv și îți alegi ce vrei tu. No, ni, mi-am luat puișor, tot felul, salate, legume. Hai că băgăm. Mi-am adus un pic de carne de vită făcută sote. Bunuț. Mi-am luat și niște prăjituri, scam n-aș pe aici prăjiturile, dar asta este, le bag amolecuță. Ui, n-am băgat, mă, mâncarea a fost destul de ok, ce să zic. M-am umplut, la 4 ies de aici, la 8:30 am avionul, 4 ore jumate nu știu ce-ai face. Mai stau un pic până oraș și după aia mă duc către aeroport. Mai stau 2-3 ore în aeroport și cam asta a fost. Ui, deci cam atât a fost atunci. Deci am mâncat în clipul ăsta, au alunecat. Nu a fost incredibilă mâncare, dar au alunecat și atunci ne auzim data viitoare și posibil din Budapesta sau direct din țară.